umple-mă și astăzi, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt și binecuvântează această nouă zi din viața mea. Îți promit, aici și acum, Doamne, să las în urmă ziua de ieri cu toate ale ei și să mă bucur, fără stânjeneală, de ziua de azi și de toate cele frumoase și minunate pe care Tu le vei așterne în calea mea. Nu voi lăsa să mă supere nicio faptă greșită, nicio vorbă rău vorbită și nicio grijă trecătoare, căci este voia Ta ca eu să reușesc în toate cele ce mi-am propus și să izbândesc în fața tuturor încercărilor. Și ajută-mi, Doamne, ca să pot împărtăși și celorlalți din jurul meu încrederea, speranța și bucuria cele izvorâte din credința mea în Tine. Și primește-mi lauda și mulțumirea pentru toate. Amin. Fii Tu și astăzi, Doamne, lumină în sufletul meu și ajută-mi să pot ține aprinsă în mine flacăra credinței și a nădejdii creștinești. Învață-mă cum să biruiesc în fața grijilor, a îndoielilor și a temerilor mele multe și învrednicește-mă ca să primesc cu suflet împăcat toate cele ce ziua de azi îmi va aduce. Binecuvântează-mă cu neajunsa Ta milă și îndurare, prea milostivule și prea iubitorule de oameni, și veghează-mă din împărăția Ta cea veșnic luminată și neapropiată, căci astăzi mă predau cu totul îndurării Tale și iubirii Tale mântuitoare. Ține-mi, Doamne, azi gândul limpede și inima fără de rușine și nu mă lăsa lipsit de Duhul Tău cel Sfânt. Primește, Doamne, rugăciunea mea și împlinește-o pentru mine și pentru toți cei ce o ascultă. Amin.